Salut! Hai să facem împreună o rețetă super ciocolătoasă. Dacă ești fan ciocolată, trebuie să încerci neapărat aceste ișlere mega delicioase. Rămâi până la final pentru a vedea modul de preparare în detaliu. Lista cu gramajul ingredientelor este scrisă în descrierea filmulețului. Punem într-un bol untul moale, zahărul pudră și extractul de vanilie. Mixăm totul până când compoziția devine cremoasă. Adăugăm un praf de sare și mai mixăm puțin. Adăugăm nuca măcinată și amestecăm. La final, incorporăm treptat făina după care răsturnăm aluatul pe blatul de lucru și frământăm. Vom obține un aluat nelipicios pe care îl învelim și îl dăm la rece pentru aproximativ 40 de minute. Pregătim ganajul. Topim ciocolata pe baie de abur sau în reprize scurte de 20 de secunde în cuptorul cu microunde, apoi adăugăm cafea măcinată sau nes, acest pas este opțional, și smântâna pentru frișcă și amestecăm. Blenduim compoziția pentru a avea o cremă foarte fină. Acoperim crema și o dăm la rece. Scoatem aluatul de la rece, îl tăiem în două părți egale. O parte o vom da din nou la rece până când ne vom ocupa de ea. Punem aluatul între două foi de copt și îl întindem. Decupăm aluatul și punem formele decupate într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, pe care o dăm în cuptorul preîncălzit la 170 de grade pentru 10-12 minute. Lăsăm fursecurile să se răcească complet pe un grătar. Topim ciocolată și glazurăm jumătate din numărul total de fursecuri. Eu am folosit 3 metode de glazurare, dar cel mai mult mi-a plăcut ultima pentru că ciocolata s-a întins uniform. Scoatem ganajul de la rece, îl punem într-un poș și umplem fursecurile neglazurate. Punem fursecurile și le dăm la rece pentru cel puțin o oră. Dacă ți-a plăcut acest filmuleț, mă poți susține apăsând pe butonul de like. Mulțumesc! Poftă bună!